bună! Eu sunt Adriana Silvica Lefter și împreună vom descoperi ce este efectul de seră, ce reprezintă insulele de căldură, identificând factorii care duc la acest proces. Planeta Pământ este înconjurată de un strat subțire de aer numit atmosferă, care conține aerul pe care îl respirăm. Aerul conține mai multe gaze, oxigen, vapor de apă, dioxid de carbon, metan și altele. Atmosfera este ca o seră care înconjoară planeta noastră, menținând o temperatură potrivită, nici prea cald, nici prea frig. În ultimii 200 de ani, nivelurile de gaze cu efect de seră au crescut constant la nivel global, efectul de seră devenind din ce în ce mai puternic, mai ales de la Revoluția Industrială încoace. Împreună, efectul de seră și cel produs de om fac ca temperaturile să crească la niveluri periculoase pentru viața pe Terra. Poate v-ați dat seama sau poate părinții sau bunicii v-au povestit că verile sau iernile sunt mult mai călduroase decât erau acum 20 sau 30 de ani în urmă. Vreți să aflați de ce Pământul se încălzește prea repede? Activitatea umană a făcut să crească cantitatea de gaze cu efect de seră din atmosferă. 95% din efectul de seră observat în prezent este generat de activitatea oamenilor. Cu siguranță știți că pentru a avea energie electrică sau căldură în casă, este necesar să se ardă petrol, cărbuni, gaze naturale. Și tu și vecinii sau prietenii tăi aveți câte una sau mai multe mașini acasă. Este foarte adevărat că numărul acestora tot crește an de an. De aceea și gradul de poluare a aerului crește constant. Știi că și creșterea animalelor pentru industria alimentară este o ramură care poluează aerul? Tăierea copacilor pentru extinderea orașelor? Sau pentru creșterea suprafețelor, pentru cultivarea plantelor sau creșterea animalelor contribuie la accentuarea efectului de seră? Efectul de seră se simte mai intens în zonele urbane decât în zonele rurale. Din lecțiile învățate până acum, poți identifica câteva cauze? Zonele centrale ale orașelor sunt în mare parte asfaltate, betonate, cu pavele și suprafețe întunecate care absorb mai multă radiație solară, adică se încălzesc mult mai mult. Copacii, vegetația, tind să răcească aerul oferind umbră. Apa transpirată din frunzele plantelor și respectiv evaporarea apei de suprafață contribuie la scăderea temperaturii. Suprafețele dure și uscate din zonele urbane, acoperișurile, trotuarele, drumurile, clădirile și parcările oferă mai puțină umbră decât peisajele naturale și, prin urmare, contribuie la creșterea temperaturii. Dacă în zonele rurale întâlnim de obicei case cu un singur nivel, în zonele urbane clădirile înalte oferă suprafețe multiple pentru reflectarea și absorbția luminii solare. Din toate exemplele date mai sus, putem spune că o zonă urbană este mai caldă decât o zonă rurală, datorită activităților umane. Aceasta poartă numele de insulă de căldură, care se întâlnește vara în marile orașe în timpul valurilor de căldură, când temperaturile foarte ridicate sunt menținute pentru mai mult timp, comparativ cu zonele învecinate. Acest fenomen are efecte negative asupra sănătății oamenilor și asupra vieții orașului în general. Adesea, insulele de căldură se formează pe tot parcursul zilei și devin mai pronunțate după apusul soarelui datorită eliberării lente a căldurii, așa cum vedem în imagine.
Puteți identifica soluții pentru diminuarea efectului de insulă de căldură pentru zonele urbane? Realizați un poster sau un desen prin care să explicați. La revedere!